Zona central-sudică a Rusiei este paralizată de o iarnă neobișnuit de grea, ce a adus temperaturi și de minus 25 de grade Celsius. Mai multe drumuri au fost închise, transporturile publice au fost suspendate, iar din cauza gelului nepraznic, peste 1000 de căprioare au încercat să se refugieze în orașe, unele dintre ele chiar în capitala regională Omsk.